O grada a gimnaziului, de fapt. Unde sunteți acum? Sunt în fața gimnaziului Nicolae Iorga din satul Burlac. Uite, ți arăt încă aici, ia, uite la șpaliera asta, că la noi trotuare în sat nu -s. Ia uite cum zbârnăie. Dar se vede sau nu? Se vede, cum da. Zbârnăie. Poftim, ia că uite-te. Da unde -i? Of, stai. Ia uite cum zbârnăie o de-asta, ia, o... Armatură. Zi, cum. Dar ești periculos. Cu armatură de la asta. Poți să te accidentezi, poți să-ți scoți ochii cu ea. Evident, dar copiii aleargă și nu odată copiii au căzut de ei și ea. Și eu sunt cea mai ră. Și directorul trebuie să iasă să facă armatura asta. Și iată aici însă și intrarea. Acolo este semnalmente, zebră de asta, adică mașinile se opresc. Și iată în fața gimnaziului. Și ai auzit, deci, o bunică a ieșit, care, nu uite, încă prin găuri, că eu am să intru, și ai să vezi, că femeile acum sunt concediu și ele o să lucreze și o să facă reparație. Iată, dar nici nu știu cum să dau. Dar ce iată, să poftim. Se vede foarte bine, zgropi acolo. Ia uitați-vă la 1 septembrie, copiii cum să vin în gropile astea, că așa e bine, așa nu se poate de pavat, nici nu trebuie de pavat, că... E mai important. Deci eu le-am spus și dânsilor acolo care erau la primărie, zic, noi o să, deci eu nu, o să scrie istorie consilierii la data de 25, istorie o să scrie prin faptul că vor vota pentru repararea edificiului primăriei și nu pentru crearea condițiilor a 200 de copii. Care, uitați-vă, acum un părinte a venit din Germania și deodată ia 3 copii din școală. Și el spune, doamnă Mara, copiii mei nu au drum. Ei merg prin glod. Iar uitați-vă câte gropi sunt în fața, uitați-vă. Scaunii sunt, ele se popsesc, se aduce școala cât de cât, gimnaziul se aduce în regulă. Dar uitați-vă, copiii, dar avem copii cu nevoi speciale. Iată. Ce trebuia să... Primarul, deci nu a avut divizul de cheltuieli în buzunar. Și acum, că pretins că nu știu ce a să fie, nu știu cum, că nu se gătește divizul de cheltuieli așa de repede. De el nu știe, ce la noi pavajul de azi, de ieri, iată, uitați-vă. Păi dacă întreba oamenii, ar fi știut care sunt prioritățile. Dacă nu i-a întrebat-o decis el, normal că o tras la... La torta lui o tras jărat. Dacă mă dau mai aproape, este înscrie gimnaziul, este tablița sau cum se numește, gimnaziul Nicolae Iorga. Se vede? Se vede. Eu nu prea văd, că nici telefonul iar se descarcă. Băgați-l în priză. Treptele au fost reparate așa cu forțele proprii, este pista, de mult e stabilită. Dar uitați-vă lângă pista asta. Ia uitați-vă. Asta era rampa de acces pentru nevoi speciale, pentru scaun rulant? Da. Cu groapa aceea. Da, este. Și unghiul ăsta. Da, e creat. Ce spuneți? Și înclinat, e foarte înclinat. A încercat cineva să urce și coboare pe acolo? Poate, se coboară, dar eu nu știu, poate trebuia mai așa, dar poate, eu știu, dar acum cu pavarea, poate se putea de modificat. Inginerii îți spun maxim 9 grade. Stimate domn, odată cu pavarea ogrăzii se puteau de creat condiții și mai bune. Vă dați seama, sunteți de acord sau nu? Jumătate de milion de lei se putea de băgat în asta. Ce? Jumătate de milion de lei, 450.000 se putea de băgat în asta. Nu se poate, aici la noi pentru primărie trebuie să meargă și ați văzut că ele își mai servesc ceaiul în timpul pauzei de masă acolo și masa aceea de acum e sură acolo. Iată, uitați-vă numai ca să ducă copiii până pe teren, iată, merg până după școală. Și lasă lumea să analizeze, iată, dar cu câți am vorbit cetățeni dimineață, toți sunt împotrivă. Dar știți că e vorba că primarul mai are rude, mai are... dar nu, hai, lasă, fie, că e... Știți, eu nu înțeleg cum voi, părinți, am spus și dumnealor, fetelor care au scris, că nu a scris primarul proiectul ăsta singur, cum n-am scris eu o epistolă. Și atunci, uitați-vă aici, uitați-vă și hopurile aici, cum copiii se duc pe teren, deja de aici. Ei până pe teren, uitați-vă, se duc pe glod. Și acolo pe teren sunt deja niște scări care sunt puse din... Nu, pentru asta nu trebuie pentru copii. Nu trebuie, hai să facem 1.5 de milioane, hai să facem cele la primărie. Ați văzut la primărie, nici un perete nu-i cu fochi de șia sau cu proptea. Se mai putea deștepta o leacă. El a considerat că e prioritar, să vedem ce o să zică mâine aleșii locali, consilierii. Una vedem că e consilierii, dar ceilalți 10 ce zic? Ce spuneți? Să vedem ce o să fie mâine. Nu știu, eu asta arăt tuturor oamenilor, le postați și aceste video vor ajunge și la ODNRL. Dar cine e ODNRL? Sergiu, ați calculat aici cât e cheltuiala? Sau mă ta nu știi? Cheltuiala pentru pavaj, ați calculat-o? A, nu răspunde un domn medic, el e la lucru. Iată, uitați-vă, Femeile taie iarba, gătesc, pe drumul septembrie se gătește cât de cât asta... Ograda, dar uitați-vă aici și dâmbâi, iată, aici e un dâmb care posibil să fie o rădăcină de la copașii ăștia care, posibil, eu nu știu, dar adică cum? Da, acolo e beton eu deja sunt. Asfalt? Ce spuneți? Acolo e asfalt sau beton? E asfalt. Poate fi e asfalt și odată mai fost pus. Cu 1.5 de milioane putem noi toată curtea aceea. Nu prea vă aud și... Bun. Deci eu vă zic, aceste două video... Deci la noi Sfian Zaharu Ciolteanu poate scrie 3 carte. Și consilierii care vor vota pentru reparația edificiului primăriei, la fel vor scrie istorie, dar o istorie destructivă. De aici, din unghiul ăsta, văd că rampa de acces e bătaie de joc, e rampă de sinucidere acolo. Nimeni nici nu trebuie să încerce să urce sau scoboare pe ea, pentru că e prea înclinată. Trebuia făcută de-a lungul zidului, nu așa. Nu știu cum vă zic, au făcut-o, așa au construit-o. Dar acum, domnul Brega, dar acum cu repararea aceasta, cu pavajul acesta, și nu s-ar fi putut de schimbat? Dacă ar fi vrut, dar se pare că nu vrea, are alte priorități primarul. Păi iată-i.